Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Brasla Haiducilor, seria asta fantastică și mirobolantă, în care avem noi pe fundal vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 withers corecți. Păi, atâția withers să Wait. Așa. Înainte să mergem la withers aia, vreau și eu să mai iau de aici, să mai înfur vreo două poțiuni din astea corecte. Am. Pentru că s-au despawnat din ei. Iure. Ok, lasă așa, că e bine și așa. Nu contează dacă s-au despawnat, oricum o să facem aici wither. O să facem wither skeleton head-uri din astea de o să ne plic. Uite, ce vorbeam. Exact ce ziceam, uite, frumos, dând al doilea wither direct cap. Ma, nu știu, și sincer să fiu, nu e atât de greu de făcut o fermă de genul. Oh, vei unde picați mă aici? Ii mole, să bagă aici. Opa. Nu înțeleg de ce e lag, dar... E drănuțul, cred că se plimbă pe nether sau ceva. Oricum. O să facem noi uite așa aici. O să spargem chestia asta. Pentru că astăzi o să ne ocupăm mare parte de nether. Puțin pe la bază, poate. Și sincer să fiu, nu... N-am așa o linie clară, să vă zic așa. Ce și cum o să facem astăzi. Pe acest episod, pentru că da, nu mi-am planificat nimica concret, oricum ferma de wither și asta o să-l lăsăm pe săptămâna viitoare, probabil pe miercuri sau pe miercuri să luăm ferma de wither rose și pe vinerea viitoare să lăsăm asta, vedem, nu știu exact, pentru că eu o să fiu săptămâna viitoare în vreo câteva zile plecat și cred că o să încerc mai degrabă să profit de chestia asta și să fac un episod cu ferma de wither și un episod cu ferma asta la altă, că da, de ce nu? Ok. Și da, oricum, o să... crezi că e până jos ăsta să dea nebi. Mă gândeam că... Bam, să vezi acum cât stăm pe aici. Până ajungem jos acolo. Da, pare nu e. Nu e până jos, e doar până aceea. O să anulăm chestia asta. O să trebuia să anulăm și din picioarele astea, dar asta o să văd eu. Poate, nu știu dacă o să fac neapărat astăzi. Avem din aia. Nu! No! Mai era un bloc acolo. Fuck. Ok. Bam. Easy! Mă, uite, deci... Uitați-vă și voi câte magma creamers spawnează. Magma cube-uri spawnează în cauza că suntem în baza al delta ăsta. Încă un cap! Mamă, bă, deci atâta noroc la capete, nu vine să cred că atâta putem să avem. Adică, pe bune. Oricum, o să vă las cu un scurt timelapse cel mai probabil acum, în care o să mai completez eu pe aici cu slab-uri. Știu că live-ul de luni a fost plin de slab-uri. Ăsta acum vă încep din nou cu slab-uri, dar mă, sincer să fiu, n-am ce face, pentru că trebuie să facem chestiile astea, că altfel am mai făcut eu un pic off-camera pe acolo pe jos, dar na, trebuie să vedem noi, poate o să distrug din astea, habar n-am, trebuie să văd cum fac să micșorez spawn-ul la magma creamurile astea, care dacă nu ai, am pus atâtea slab-uri degeaba, căutăm la Nether Fortress și gata, pentru că altfel o să fie foarte, foarte enervant să ne chinuim cu ureții ăștia pe aici, cu magma, ca asta o să micșoreze spawn-ul o grămadă, porcările astea de cube-uri. Da, oricum, hai că vă las aici cu un mic timelapse, sper că data să îmi înregistreze cum trebuie, pentru că am mai încercat eu la un alt episod, fac un timelapse și mi-a făcut figuri, efectiv nu mă randa episodul, pentru că era ceva buggy, chestii până el și a fost și mie chiar rău de tot, ce pot să zic. M-am distrat enorm când am văzut că am stat degeaba și am făcut alea. Da, oricum, vă las cu timelapse-ul și ne auzim după.
2000 de ani mai târziu, bam, frumos, elegant cât de cât, am terminat de completat toată platforma, de făcut pe acolo ce mai aveam. Mai ar fi colțul ăsta aici, cred că o să-l fac eu off-camera, bine, tot off-camera probabil, dar în altă zi, că deja m-am luat capăt de pus slaburi. Mă, și nici n-am pus așa de multe, opa, nu aici, nici n-am pus așa de multe slaburi, adică time use. Dacă vreo 17.000 de slaburi și am ajuns până unele părți, bine, ăsta s-a picat după aceea pe undeva. Încă e, oricum, e foarte, foarte aiurea. O fi Nether Fortress-ul ăsta destul de ok plasat pe lavă, dar în biome monstră Basal Delta nu e combinația să faceți fermă, pe bune. Mai bine căutați unul, nu știu, undeva pe lavă, solo, să n-aibă nicio treabă cu lumea. Decât să vă chinuiți, bine, oricum o să trebuie și acolo să puneți slaburi, dar nu va trebui să puneți atât de multe și încă nu-mi dau seama dacă magma cube-urile se pot spawna pe slaburi. Deci, am văzut zone în care au apărut fix pe slaburi, alte dati s-au despawnat în câteva secunde când s-au spawnat acolo. Da, nu, încă sunt în cercetare chestia asta, că sper, eu tot ce sper e să meargă doar, dacă nu merge, o să fie un chin după. Nu o să stau să sparg, clar nu o să stau să sparg asta dacă nu merge, dar o să fie destul la iurea, totuși. Bun, hai să vedem. Deci o să las eu aici stone-ul și cu astea, pentru că oricum tot aici revenim. O să avem 6 capete de wither, frumos. Și o să iau și pe ăsta, doar o să mergem oricum până acasă și să lăsăm acasă din ele și toate chestiile astea. Mă, și trebuie să vedem cum îi dăm, cum îi dăm chestia asta cu tu ești, mă, că cu leap și asta, că... Era atât timp la mine și nu m-am găsit și eu cu nimeni ca să, să ne dăm leap și chestia. Cred, am eu vreo două victime. Probabil, probabil o să să distreze când o să vadă chestia asta. Nu lui Peter, că Peter săracu... Na. Am mai pățit-o, nu? Și parcă văd că săracu iar se supără și chestii și așa că mai bine nu merg la Peter. Găsim noi alte două victime. Adică am deja alte două victime pe listă, frumos. Bun. Hai să vedem, mergem noi aici frumos jos. Am făcut tunelul ăsta pe live numai să ne mai chinim atâta. Gen să venim, să luăm 10.000 de curbe pe sus, pe acolo, pe deasupra. Așa am preferat să l-am pe ăsta aici frumos. No stress, no panic. Doar dai rachetuțe și AE, adică easy peasy. Bam, și aici deja intrăm în tunelul Dani. Slavă Domnului că Dani e fix pe partea asta unde avem noi fortress-ul ăla. Și n-am avut chiar așa de mult de săpat separat. Eu inițial pe live mă pornisem să sap undeva pe aici, nu mai știu, acolo, n-am înțeles de ce m-am dus direct. Bun, hai să mergem până sus, da, mai îmi trebuie să rachete. Artific, uite un Twizy. Bam. Up. Una, două, trei rachetuțe. Dacă ar fost mișoară cât este prins de asta, văd că nu prea merge. Cred că a mai fost blue pe aici. Mamă, cât gold. Ok. Cred că blue aici vrea să-și facă el vreo manevră sau ceva. Sunt curios dacă cineva a făcut sus. Curios dacă vrea să facă vreo manevră cu chestii cu video. Mamă, cât gold. Băi, deci... Vai. Și hai să mergem până la shop. Vreau să văd și eu dacă se mai vându ceva pe acolo. Chiar stai curios. Că n-a mai fost de ceva timp. Urmă să mergem la bază și să ne punem să aranjăm puțin zona aia. Pentru că v-am zis că... Vreau să fac un fel de mega base, să zicem așa, sau ar trebui să fie un fel de mega base, nu știu exact ce ar trebui să fie chestia aia, dar o să fie ceva chestia aia. Bam. Bam, frumos. Mergem aici, bam, bam. Sper că n-au mai făcut băieții nimic. Oh, stai. Ups. Direct spoiler ce era să vă luați. Bine, s-a văzut un pic, dar tăiem noi la editare. Sper să-mi iau aminte. Pe chestia asta e bam, mergem aici înăuntru. Ok. Hai să vedem dacă se mai cumpără ceva pe aici, gold. Dar nu cred. Ba da, fii atent. Bam, 30, bam, primele 30 de diamant de gold de chestii. Mergem noi aici sus. Și la capete de wither, 3 capete. O să vreau eu să mai pun. Mă, eu știu că aveam mai multe capete, dar nu știu ce ne-am făcut. Oricum, o să mai las aici încă 3.
Nu de alta, doar că... Oricum, asta mai zis, o să fie cu Widerose. O să trebuie să ne apucăm și de ferma aia de Widerose, dar trebuie să văd dacă merge ferma aia pe care am găsit-o, să fac creativ chestii. Bine, probabil o să meargă, dar... a schimbat blue aici. Mă, aici era altceva. Ok. Hai că rămân și fără voce. Aici era altceva. Nu cred că era o atâtea shulker. Ce și-am mai pus? Un shulker, un shulker minus, egal, mă rog. Un shulker, un bloc de diamant. Mă, ok, ok, ok. Mamă, deci omul acum s-a pus pe vândut de shulkere pline cu blocuri. Ok. Dorin, aici ceva vânzări, chestii? Uite, uite, m-am pus prețuri, uite, 4 diamante, stack-ul. Nimic. 2 diamante așa, bam. Un diamant, bun. Aici, să mai cumpăra oare capetele din astea? 18 diamante, nice, ok. Mă, și... Știu eu că ne-am pus noi aici la întrunirea asta atunci, băi, dar nu prea-mi plăcea, mă, că nu era așa de mișto aranjat, decorat chestii și parcă, cred că ar trebui. Hai să pregătesc eu niște materiale, aranjăm zona asta pentru moment, o să aranjăm zona asta, vreau să facem ceva frumos aici, să fim un pic mai diversificat și pe urmă mergem la bază să ne ocupăm de ce avem de făcut. Mi-au repede materiale, cam la mine, să mi le sortez și chestii și revenim pe urmă, într-o clipită. Da, bun. Arată ce frumos, un piston. Bine, o să spargem momentan măsuța asta de aici, pentru că nu încurce. Bam. E păcat, e foarte nasol ca astea să rotesc. Da, e ok. În același timp, pentru că o să facem noi așa. O să punem pistonul ăsta aici, unde ăsta. Și vreau cu... Uite așa, bam, o dată. Teoretic acum asta, unelul ăsta lui Dorin, uite, bam. Altceva. Bine, nu se observă din cauza că s-a rotit. Dar parcă e altfel, totuși se vede ăsta interiorul ăsta și e destul de fain. Și ia să vedem. S-ar putea la uite la ăsta de aici, s-ar putea să se vadă bine. Hai mă, vino face. Mă, că se spardă în pickaxe-ul ăsta. Pe bune? Pe bune? Iar pe bune? Nu știu ce-i cu mine azi, dar... Uite. La asta, da, uite, astea așa care sunt așezate așa arată bine. E un pic cam nasol totuși, știu că... Da, asta e fizica la Minecraft, nu-i fina noastră că... Minecraft nu rotește asta cum vrea el. Deci, asta e rotit acum practic pe nord sau pe ce? Nu pot să-mi dau seama, nu-mi dau seama unde e nordul și astea. Ah, uite, spre vest. Spre vest sau spre est, mă rog, sunt rotite astea. Destul nasol, destul nasol oricum. Punem asta aici, punem asta, punem un slab, bam. I-am făcut și lui Blushman scaunelul, arată senzațional. Vezi, dacă astea erau sucite exact ca ăsta, era perfect. Uite cât de frumos arată ăsta așa. Și contează că este ăsta grid, uite cât de bam. Altceva, parcă zici că, bă, parcă zici că stai pe scaune, adică nu altceva. Ok. Mă, și aici, pe jos, ce m-am gândit eu, spun aici mai întâi niște slab-uri la ăsta în față, la blue. Pentru că, de ce nu? O să arate mai ok, zic eu. Și o să mai înlocuim pe aici. Din loc în loc o să punem din ăsta. O să punem coarse dirt din ăsta, pentru că, nu știu, se pare că e mai bătăturit terenul, că am mai călcat noi pe aici, sau chestii de genul. Uite, așa, ceva de genul. Poate și încoace un pic? Nu știu. Pus gresul la loc cumva. Nu sunt sigur, dar posibil să fac chestia asta. Mi-am uitat 8 slab-uri, mi-am uitat o grămadă de materiale pe acasă, sau pe Nether, sau pe oriunde, nu știu unde mi-am lăsat din ele. Și astea sunt cam toate bucățile sprus pe care le-am găsit până astea random. 16, câte ne-am avut? 16, 12, cred? 12 slab-uri? Ceva de genul. Dar, aiurea. Mă rog, o să punem astea așa. Punem acolo în centru măsuța. Înapoi. Că, mă, arată decent așa. Mă, uite așa. Ar fi fost frumos și aici, la ăsta, la blue. Să urcă un pic. Chiar dacă e dirt și astea, eu zic că arată ok și cu ăsta.
Cărzărtul ăsta, nu de alta, dar momentan nu am ce să pun altceva. Și până o să trecem noi la chestia aia, ca schimbăm toate astea cu stăun, cu de-astea mai durează. Sau, dacă o să facem chestia asta, încă nu sigur, eu ce am vorbit cu băieții, poate, poate, dar, bine, băieții cu tot să-i duce, nu doar cu ieftinachii noștri. Bam, și o să mai facem, uite așa, câteva tufe din astea, complet random, nu contează că am ieșit din zona asta, pentru că, practic, asta e doar natură și nu cred că se supără nimeni că, bă, am ieșit 3 blocuri din, mă rog, un bloc sau câte ne-am ieșit acolo. Parcă așa avem și noi mai mult, nu știu, intimitate la când facem ședințele astea în aer liber lângă pomul ăsta. Mofti că nu am un de-asta. O lanternă, ceva că aș fi agățat în pomul ăsta sau poate să transformăm pomul ăsta în ceva mai custom. Dar oricum, mă, parcă arată altfel zona asta așa mai micuță, mai diferită. Uite, mai putem trânti, uite aici frumos, încă o din asta. Și eventual o să putem să facem chestia de intrare pe partea asta, gen când venim, bine, poate o scot ăsta probabil. Și să fie o alee așa, bam, roată. Nu știu, e o grămadă de chestii de gândit și tot felul astea, dar oricum o să-l facem. Hai că mergem, mă duc eu rapid acum la bază să facem și acolo, că iar ne lungim aiurea cu proiecte din astea micuțe. Și revenim de acolo cu construitul, practic. Pentru că vreau să frumusețăm un picut zona aia, nu foarte mult, dar ați văzut cum a fost casa aia, o să vă explic mai mult când ajungem acolo. Am venit un sprint până acasă, că aveam Phantom-uri după mine. Și am zis, hai pe să urc pe pat. Bă, ce-am văzut ăsta? N-am stat să mă uit la el. Dar scrie pe ăsta aici, magazinele urâte fac vânzări. Deschid. Ce văd aici? 18 diamante de la domnul Dorinescu. Domn Dorin al nostru. În caiaș lui talentului, că pă, eram cu diamantele. Am scârseam așa un pic cu diamantele, dacă stăm să ne gândim așa un pic. Nu pot să zic că eram noi cei mai sărași, dar nici cei mai bogați. Chestia asta. Bun, hai să vedem. Deci, o să vreau să las chestiile astea pe aici, și pe astea, și pe astea, și pe astea. Și ce avem noi acum de făcut? Mi-am eu Ender Chest-ul ăsta, că mi-am dat seama între timp că mă întrebam bun nemi Ender Chest-ul și cred că l-am lăsat la fermă sus. Parcă văd că l-am lăsat la fermă sus. Da, nu-i problemă. Bam, aici avem și noi iarăși 5 blocuri de diamant. Bă, din cei mai bogați de pe server, bine, la început, atunci am ajuns, avem așa puțin, uite mă că mai avem aici, uite, mamă, fii atent că avem 6, cu ăsta de acasă, avem 6 capete de Wither. Deci avem 9 capete de Wither, practic, din, și cu alea puse la shop. Nice! Mă, să știi că totuși am făcut foarte, de foarte multe de astea, am făcut rost, cumva. Eu știam că pică destul de greu ce e ăsta, cum îi zicem. Am lapsus. Pică destul de greu capul de Wither, dar sincer data asta nu a picat chiar așa de greu. Chiar mă așteptam să pice, să ne chinuim o grămadă până facem rost, dar aparent nu, nu ne-a trădat și oricum. Tot ce avem noi acum de făcut este să aranjăm puțin zona asta. Bine, o să aranjez eu camera și revenim cu mici update-uri și chestii. Să facem un fel de un mini dig acolo, un perete, cum am făcut și sezonul trecut, să facem să arate mai frumos, nu știu, încă mă gândesc din ce. Încă nu mi-a venit așa o idee clară cu ce material să folosim, pentru că casa aia stă aproape pe margini și parcă e așa urât. Mă gândeam să continui și râul ăsta, să-l facem frumos, o să spargem la un moment dat și ferma asta, probabil pe vreun live sau ceva. S-ar putea să mai vină un live săptămâna asta, dar nu sunt pe asta sigur. Să-l punim cu oceanul, să fie asta o mini-insulă, nu știu, am o grămadă de idei și vreau să... Și nu știu cum să le pun în practică, asta e faza, că am o grămadă de idei, nu știu să-mi organizez timpul și nu-mi iese absolut nimic. Da. Bun, hai că mă pun eu acum să aranjez asta și revenim cu mici update-uri. Băi, era să uit, mă, să vă arăt asta, îmi dau măsă lui Băblu, ai niște spruși, ci că... Bă, fii atent, treci de baza aia mea, de Mega Base, și vezi că e acolo o insulă, vezi, găsești acolo spruși, văd aici copaci, bă, și văd ăsta, mă, văd ăsta-i sortor, ce, bă, ce ne-mi... Bine, oarecum aveam idee că știam că o să facă zona industrială, dar nu mă gândeam că deja o să se apuce de aia. Deci ăsta e zăpăcit rău de tot, o să facă... Deci, cam cum e ideea, că am mai și discutat cu ceva timp. Că tot el venise tot așa cu idee. Bă, facem detail sorterul, dar fii atent cum îl facem. Vom face să curgă gen... un sorter gigantic și toate itemele să ia așa roată și chestii. Oricum. O să vedeți voi pe viitor ce și cum o să fie cu zona asta și mechere aici industrială. Acum, cred că în partea asta era baza. M-am arătat și de câteva ori.
De fiecare dată când am încercat să vin aici. Bine. Cred că e a doua oară când vin încoace, dar mă rog. Prima oară am venit când a fost insula goală și acum e. Și văd că am mai săpat zăpăcitul ăsta mic. Am mai săpat aici. Nu știu dacă îi dau spoiler la groapă. Dacă o fi mai săpat de ultima dată sau ceva. Uite pe acolo niște mineshaft chestii. Dar, sincer, îi dus cu plută omul ăsta. Dar asta atâta să spargă la o de asta. Și cred că încoace baza noastră. Ma, am făcut eu așa o mică parte din asta. Nu pot să-i zic că arată foarte wow momentan. Dar când o să fie gata, o să fie o bocă, adică nu... Știți voi cum să fac din astea? Și cum ne place, nu arată urât la început și pe parcurs, așa, ușor, ușor, facem să arate bine, să fie frumos, să fie placă ochiului. Și oricum, încă sunt în dubiu dacă să folosesc stone brick din ăsta sau poate ar fi arătat mișto dacă aș folosi blackstone. Parcă n-aș vrea să exagerez cu blackstone, dar... Încă sunt așa, cred că s-ar putea să fie arătat bine. Aici vreau să fie un mic pod, o să-l fac și pe ăsta și o să revin iar cu update-uri și chestii, pentru că n-are sens să vă țin aici că stau să construiesc un pod, că cred că știe toată lumea că se face un pod, adică, pe bun, e foarte easy de făcut chestia asta. Hai că mă pun aici, mă întorc eu aici la treabă și revenim din nou cu update-uri micuți așa pentru final de episod. Bă, își face și omul de cap aici, construiește chestii, bă și uitați-vă la ăștia, mă, căută-i. Îl pe ăsta la numărul de gold. Deci să dăm bine, să spawnesc ăștia ca naiba la tare. Peretele ăsta nu rămâne așa, îi adăugăm de detalii doar că sunt cam limitat eu de timp și cu episodul și cu de toate. Și mai am și alte chestii de făcut. Și pentru moment cred că așa o să-l las. Bă, e practic, merge folosit, poți să calci pe el chestii, manevre. O să adăugăm noi detalii, că știți bine că ne place nouă să avem chestii nedetaliate sau de-astea. Hai să scăpăm și de-astea. Oricum, aduceți-mi aminte sezonul viitor să nu mă mai stabilesc în deșert, că nu-i de mine. Deci e atât de greu să găsești niște material ce să combine, să arate bine, să fie totul așa cum trebuie, să îți placă, să vezi cu ochiul. Nu vă gândiți că îmi place prea tare cum se vede. Stone-ul ăsta combinație cu sand e oribil aproape. Nu știu. Poate să caut alt material să folosesc pe pereții ăștia. Poate să folosesc tot sand, dar să folosesc din alte. Dar pe urmă ar fi prea mult galben. S-ar vedea tot așa, tot la fel de urât, pentru că, bă, aceleași culori peste tot, parcă nu merge. Oricum, fraților, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, vedem noi ce să pregătim pentru vineri, ce avem de făcut, manevre, socoteli. Eu am fost Dark, aveți grijă de voi. La revedere!